Între timp, părinte, vreau să ne spuneți cine e Alvaro, pentru că cei de acasă nu oamenii nu prea știu. Spuneți-ne un pic cine e omul. Da, deci Alvaro Albornoz Castro este un iubitor al limbii române, este cel care a înființat la Santiago de Chile, este chilian, a înființat Institutul Eminescu. Cel care, la îndemnul unui scriitor român, vă spuneam la început, a învățat limba română prin poezia lui Eminescu. Și vă spuneam că anul trecut a avut să înțeles mai bine mesajul său. A pus câteva întrebări esențiale pe care le-a ridicat și domnul Cristian Crăciun și s-a întrebat câți dintre tinerii de astăzi, citindu-l pe Eminescu, îl mai înțeleg, în ce măsură îl pot înțelege. Mai mult decât atât, a arătat că, vă spuneam la început, noi români avem acest privilegiu de a ne exprima limba strămoșilor, pe când el vorbește limba cuceritorilor. Deci el, fiind autohton, adică strămoșii lui autohtoni, trebuie să se vorbește în Chile limba spaniolă, pare mi se, nu? Da. Așa, deci vorbește o limbă, dar care nu este limba strămoșilor lui, nu are această legătură istorică. Și vă spuneam că anul trecut ne-a vorbit cât de important este faptul că noi suntem unicul popor latin care traducem anima din latină, îl traducem nu numai prin inimă, așa cum fac celelalte popoare latine, ci îl traducem și prin suflet, care are o dimensiune profundă, spirituală, duhovnicească, i-am spune noi. Deci, acesta este pe scurt Alvaro, care anul trecut ne-a încântat, dar sper că acum să putem să receptăm mesajul pe care vrea să ne-l transmită. Oricum, este un iubitor al limbii române și vă spuneam că este doctorant la Cluj. Acum va susține o teză de doctorat în istorie și probabil că va rămâne în România pentru că bănuiesc, adică așa am înțeles că viitoarea lui soție este româncă și atunci vă dați seama că mai bine limba română se poate așeza prin această căsătorie. O limbă pe care el o iubește și căreia a descoperit multe nuanțe, bineînțeles, pornind de la poetul Mihai Eminescu. Da. Așteptăm acum.